Duminică s-au disputat jocurile din cadrul etapei cu numărul 11 în Liga a 6-a Dâmbovița. În seria vest, derbiul etapei a fost partida dintre Olimpia Morteni și liderul în exercițiu, Viitorul Șelaru. Dominat autoritar de gazde, jocul s-a bucurat de o audiență numeroasă, care a fost răsplătită cu numai puțin de 10 goluri, unul mai frumos ca altul. S-au impus jucătorii din Morteni, scor 7-3, detronând astfel liderul. Viitorul Șelaru a coborât pe locul 3 al clasamentului, noul lider devenind FC Găiești victorioasă în deplasarea de la Ionești. Olimpia Morteni a trecut la rândul său în fața celor din Șelaru cu un avans de 2 puncte. Rezultatele etapei cu numărul 11 din seria vest. Olimpia Morteni, Viitorul Șelaru 7-3. Voința Ionești, FC Găiești 1-2. AFC Mătăsaru, Unirea Cobia 7-0. Voința Vișina, FC Gura Foii 4-4. Progresul Străoști, Petrolul Răscăieți 1-1. În seria Nord, liderul AS Maluku Flori a pierdut pe teren propriu întâlnirea cu Sportul Runcu, dar își menține prima poziție a clasamentului. Înfrângerea echipei lui Cristian Ghelina le-a prilejuit celor din Bezdeat și Buciumeni să se apropie la 2 puncte de prima treaptă a podiumului seriei. Rezultatele etapei în seria Nord. Muscelul Văleni, Viitorul Pietroșița 3-1. Voința Bezdeat, Cetatea Târgoviște 1396 7-0. Voința Buciumeni, Gloria Doicești 4-2. AS Maluku Flori, Sportul Runcu 2-3. Valahii 1456 Târgoviște, Gloria Mănești 6-0.